Bun găsit, dragii mei! Eu sunt Chris Sonia și azi vreau să mă ajutați să găsesc un răspuns la o întrebare care mi-o pun de foarte mult timp. Ce să aleg între Facebook sau YouTube? Pe pagina mea de Facebook oficială, Kids Sonia, încerc să strâng de 5 ani de zile doar 27.000 de urmăritori. Și orice postare aș pune face maxim 100 de like-uri, iar pe canalul meu de YouTube, Cat Sonia, într-un singur an am strâns suma de 41.000 de abonați și pe tot canalul peste 7 milioane de vizualizări. Și Facebook este chiar și obraznic, aș putea spune, deoarece zilnic mă întreabă dacă vreau să plătesc ca să vadă toți urmăritorii mei ce postez eu. Pe YouTube este viață grea, într-adevăr, dar toate postările tale ajung la toată lumea fără să plătești. Și vreau să vă mai spun că am avut, cred, un pic de noroc, deoarece sunt foarte mulți artiști mult mai cunoscuți decât mine care nu fac vizualizări. Și vreau să vă mai spun că vin pe canalul meu zilnic aproximativ 200 de abonați. Așa că de acum încolo mă voi focusa mai mult pe YouTube, deoarece acolo totul este real, fără fake-uri. Așa că cam acesta a fost videoul. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce să aleg între Facebook sau YouTube. Apropo, vreau să vă spun că acum sunt în lucru la un nou single. Vă pup de nu vă vedeți! Și încă ceva. Facebook încurajează hoția și descurajează munca cinstită. Concret, eu muncesc 2-3 zile sau mai mult pentru un video, iar alții îl descarcă de pe canalul meu de YouTube și fac milioane de vizualizări și trafic pe paginile lor.